Un frig cumplit au de îndurat comercianții și puținii clienți din piețele aflate în administrarea primăriei Bacău. În piața centrală sunt neocupate aproape toate tarabele de la parter din hala de legume și fructe. Doar câțiva comercianți înfruntă gerul și curentul format din cauza celor două laturi neînchise ale halei. Câțiva au preferat să se instaleze la etaj, în hala de flori. Însă cumpărătorii nu știu să-i caute acolo și dacă nu le place nici marfa de la parter, fac cale întoarsă și se îndreaptă spre magazine și supermarketuri. Este foarte frig, foarte, foarte frig, ce să vă spunem. Și piața vedeți că e goală, cine vine la treabă, dacă la muncă aici în condițiile astea. Deci pierde primăria, fiindcă încasări cred că nu sunt deloc, câțiva venim care trebuie să pregătim banii, să-i ducem la taxi, nu taxă masă, taxi pe ce avem noi. Pe societate, pe casă, pe masă, pe terenuri, tot. Și marfa cum vă este? Marfa îngheață, cum o pui, cum îngheață. Trebuie să o ții acoperită cu ien, pături, plapume. Rezistăm foarte greu, foarte frig. Și mai punem câte lac de marfă ca să nu înghețe pe masă. Ar trebui condiții mai bune? Păi ar trebui să fie căldură, să facă căldură în piața asta și așa când se dezgheață apa de sus, curge jos aici la noi. Și nu mai vin clienți la noi din cauza asta. Vedeți în ce hală e aici. Deci e frig, se vede cum stăm. Dar ce să facem? Dar stați chiar aici în ușă unde e mai frig, de ce? Mergem, doamnă, ce să facem? Nu trebuie să ne câștigăm existența? Așa stăm, tremurăm. Cum putem? Ați încercat să mergeți sus unde e mai cald? Unde să ne îngrămădim toți acolo? Să am călare unul peste altul? Ce să facem acolo? S-au dus câțiva care au încăput. Restul stăm și... Asta e piața la noi. O situație asemănătoare este în piața Sud, aceasta fiind mai puțin pregătită pentru comerțul pe vreme de iarnă. Conducerea administrației piețelor a dispus mutarea comercianților în hala închisă, în care în mod obișnuit se vând flori, carne și produse lactate. În piața Sud, comercianții nu așteptau condiții mai bune în această iarnă, deoarece nu s-a investit nimic aici în ultimii ani. În piața Centrală, în schimb, s-au cheltuit bani de la bugetul local pentru modernizare, dar rezultatele sunt doar estetice: pereți din termopan, pardoseală de granit, acoperiș din policarbonat. Comercianții sunt nemulțumiți că în proiectul de închidere a halei de legume și fructe de la parter nu s-a prevăzut montarea de uși pe două dintre laturi. Aceste vicii de proiectare afectează comerțul și încasările la buget. Încasările la piețele din Bacău în luni de iarnă sunt mult mai mici față de luna obișnuită de vară. Dacă undeva în luna de vară mergem la 4-5 miliarde de încasări, în luni de iarnă, în speță ianuarie, februarie, încasările sunt la vreo 1.300.000-1.400.000 cel mult. Lucrările de modernizare din hala de legume de la piața centrală au costat 1,3 milioane de lei, adică 13 miliarde de lei vechi.